Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Puls Politic, emisiunea în care mai încercăm să mai vedem cam cum se învârt treburile politice pe la noi prin bătătură. Invitata de astăzi este doamna senator Severica Covaciu, senator PMP de Maramureș. Bine ați venit, doamnă! Bine v-am găsit! Salut pe toți maramureșenii! Cum e cu politica prin vremuri de pandemie, de coronavirus? Cum vă descurcați? Cum interacționați, de pildă, cu lumea? Uitați că, spre surprinderea multora, politica rezistă și în perioada de pandemie. Se face politică și... În mod cert, politica este vaccinată mai abitir decât orice altceva. Așa este și mai ales că acum se apropie și alegerile, intensitatea acestei activități va crește în următoarea perioadă. Da, e într-un firesc al lucrurilor, exact, cum ar veni, că avem totuși, indiferent de pandemii și de unele și altele, avem totuși un an electoral și e de ținut seama. Așa este și se pare că vom avea alegeri pe 27 septembrie, alegeri locale și toate partidele au început deja un fel de campanie, să zic pre-campanie, așa cum se obișnuiește. Așa și noi, Partidul Mișcarea Populară, pot să spun că suntem într-o continuă mișcare, încercăm să facem echipe foarte bune la nivel de localități, de fiecare localitate în județul Maramureș. De altfel, pot să vă spun că stăm chiar foarte bine în acest moment. Au venit spre noi oameni importanți, oameni care pot să reprezinte comunitatea în comunele de unde vin și în localitățile pe care le reprezintă și credem că, sau suntem convinși chiar, că vom avea rezultate bune, așa cum am demonstrat și până acum, că la nivel de județ Maramureș, Partidul Mișcarea Populară a avut întotdeauna rezultate foarte bune, fiind printre primii pe țară. Dar v-ați cam stabilit așa candidații sau v-ați conturat sau încă mai în mare parte, da, în mare parte i-am conturat. Pot să spun că undeva aproape de 90% deja avem candidații stabiliți la fiecare comună. Stăm bine la nivel de județ și încercăm să, să finalizăm toate aceste organizații, să le închegăm la nivel de fiecare comună. Poate mai sunt două, trei localități unde nu am stabilit încă. Dar veți avea candidați proprii? Da, cu siguranță vom avea majoritatea localităților candidați proprii. E posibil să se mai facă unele alianțe, dar încă nu e nimic stabilit. Lucrăm și discutăm și, dar în principiu Partidul Mișcarea Populară va merge pe candidații proprii și cred că e un lucru care aduce un câștig oricărui partid atunci când are organizații în fiecare localitate, pentru că fiecare vot contează, fiecare om este important în comuna lui și dacă este un lider bun, are în spate voturi. Iar politica se face pe voturi. E adevărat, de obicei în comunitățile mai mici lumea merge cam pe candidat mai degrabă decât pe partid. Așa este. Pentru că îl știu pe, știu pe Gheorghe că face... Așa este. Și de aceea am încercat să găsim la nivel de fiecare comună oameni care au făcut ceva în viața lor, oameni care pot să te reprezinte. Adică pot să-l iau de mână pe Decebal, spre exemplu, de la Fărcașa și să spun acest om reprezintă și poate să fie primar, următorul primar al comunei. Cu toate că știm cu toții că Fărcașa arată ca și localitate foarte bine, dar eu pot să-l iau pe Decebal în acest moment și să merg cu el și să spun acest viitor primar va putea face mult mai mult pentru comuna dumneavoastră. De-aia vă spun că am ales oameni care au realizat ceva în viața lor și cu care nu mi-e rușine să merg în localitate, pentru că noi facem o campanie aparte. De-aia și rezultatele foarte bune. În ce sens aparte? Aparte în sensul în care am bătut județul la pas. Credeți-mă, am făcut kilometri, am stricat o pereche de pantofi alături de colegii mei de partid, mergând din poartă în poartă, aproape în fiecare localitate. Puține sunt localitățile în care n-am ajuns,
vă spun, am mers și în grădina omului, dacă era acolo și am stat de vorbă cu el. Dar cum primesc oamenii foarte bine mersul acesta din poartă în poartă, deci, cum spuneți? Deci se vede o receptivitate, adică dincolo de politețe, fiindcă e normal. Moroșanu e politicos oricum, teoretic. Da. Dar dincolo de asta, cum vedeți cu... Privesc cu bun în sensul că vine omul lângă mine și uite, domne, că se pleacă și la problemele mele. Cel puțin am avut ocazia să cunosc foarte mulți oameni și să stau de vorbă cu oameni și să fie foarte încântați că cineva a venit la poarta lor și i-a întrebat cum le merge, cum cred ei că ar trebui să-i reprezentăm noi în Parlament, la nivel de județ, să-i întrebăm care sunt problemele lor. Deci oamenii primesc foarte bine aceste deplasări, că nu e tot una să mă vadă doar pe sticlă sau să dau mâna cu omul la poartă. Sigur că acum va fi mai greu, probabil în această perioadă. Da. Dar vă spun că am avut această satisfacție de a bate alături de colegii mei în echipe la pas și rezultatele, vă spun, n-au întârziat. Acolo unde am fost în localitate, pas la poarta omului, s-a văzut acest lucru. Deci este diferență mare, am constatat-o efectiv din experiența noastră, nu din auzite. Acolo unde am bătut la pas localitatea, rezultatele au fost mult mai bune. Înseamnă că este o experiență de ajutor. Și este și o plăcere pentru mine, cel puțin, să cunosc mai mulți maramureșeni, să mă întâlnesc cu ei, sigur, să transmit din ceea ce am făcut eu și la rândul lor oamenii să-mi transmită nevoile, necesitățile, propunerile lor. La rândul dumneavoastră veți candida în continuare? Îmi doresc mult să-mi continui încă un mandat de senator, pentru că am proiecte în derulare. Sigur că și eu inițial am crezut că lucrurile vor decurge mult mai repede, dar totuși procesul legislativ este un pic lent din punctul meu de vedere. Adică am multe proiecte care le-am început și încă sunt în derulare pe fluxul tehnologic al Parlamentului. Am inițiat, de când sunt senator, împreună cu colegii mei, undeva parcă 147 de inițiative legislative ca și activitatea mea de parlamentar. Multe dintre ele sunt încă pe acest flux legislativ și aștept cu interes să treacă și să fie promulgate ca și legi, pentru că sunt foarte bune. Eu tot ceea ce am încercat să transpun în aceste proiecte legislative, inițiative, am ținut cont de doleanțele oamenilor, de părerile lor, de ceea ce ei mi-au transmis ca și maramureșeni, că trebuie rezolvat, că e o problemă pe care o întâmpină. Spre exemplu, de curând, aici aș putea să dau un exemplu, care și o lege, un proiect care mi-e la suflet, să spun așa, și țin foarte mult să fie promulgat, este cel cu modificarea legii vânătorii privind despăgubirile, acele pagube provocate de mistreți. Da, Maramureșul e din nefericire un județ fruntaș, oarecum, este la un județ, pagubele produse de... Și nu doar Maramureșul, că e un lucru care dar se întâmplă la nivel județele de frunte. Și foarte ciudat, pentru că totuși nu prea s-a făcut nimic, nu s-au făcut modificări legislative, existau o serie de condiții și există în acest moment în lege o serie de condiții impuse proprietarilor de terenuri care nu pot fi realizate. Și am să vă dau un exemplu. Deci tu, ca să un proprietar de teren păgubit, ca să poată fi despăgubit, trebuie să facă dovada că a anunțat de 3 ori pe proprietarul fondului cinegetic cum că au venit animalele și să-l invite oarecum să facă vânătoare. Oricum, un proprietar de teren care nu are o relație contractuală cu acel gestionar al fondului cinegetic, nici măcar nu-l cunoaște, pentru că nu i-a cerut nimeni părerea când terenul lui a fost inclus în fondul cinegetic, cum poți să impui să-l anunți pe cineva pe care nici nu-l cunoști, nici nu știi unde are birou sau ceva date de contact? Este absurd, din punctul meu de vedere, să pui o condiție de genul acesta.
Plus că erau celelalte condiții, să-ți îngrădești terenul, să-ți, știu eu, să pui... Da, asta pare puțin da, cel puțin bizară, pentru moment, că să-l anunți da, pe respectivul, exact, dar și să-l anunți de și trei să faci ori. Și dovada. Ei, și pui nici și dovada, măcar cum dacă poți ai primit să fac? Un telefon, nu știu, un poze, fac, nu prea poți. Din punctul meu de vedere, un proprietar de teren păgubit nu poate să facă dovezile astea. Adică să-l anunț de trei ori, să facă trei... Vedeți că vin animalele pe... Vedeți că mi-au venit mistrăiții pe teren, odată. Adică nu ajunge odată că mi-a distrus cultura. Mai trebuie și a doua oară, și a treia oară. Și am scos din lege toate aceste condiții. Proprietarul de teren nu mai are nicio obligație. Atâta timp cât el este păgubit, trebuie să fie despăgubit și punct. Bun, și cât, atâta vreme cât paguba este evidentă, se și vede. Exact. Nu? Totuși, procesul, și ce am mai scurtat timpul de despăgubire, alocat, timpul alocat procesului acesta de întocmire a procesului verbal și până la efectiv la data plății, l-am înjumătățit oarecum, adică fiecare, undeva în 15 zile, proprietarul de păgubit ar trebui să primească această despăgubire. Cu pricină. În ce stadiu este proiectul acesta dumneavoastră? Și încă un lucru foarte bun, ca tot pe acest da, proiect, pentru daunele provocate, pentru moartea, spre exemplu, a unei persoane care a fost atacată de urs, am prevăzut niște despăgubiri sau un ajutor imediat, în 5 zile de la data când s-a întâmplat, să primească un ajutor în cuantum de 5 salarii medii la data când s-a produs accidentul. Și folosirea, iarăși, foarte multe îmbunătățiri, zic. Am încercat să dau competență structurilor locale ale autorităților naționale, spre exemplu, Garda Forestieră, să poată decide dacă la un moment dat există o situație de forță majoră, da? Un porc mistres poate bolnav care umblă și nu îl pot vâna. Să poată decide să se folosească acele echipamente de vânat pe timp de noapte, echipamente speciale, se poate decide de la structura locală, nu să ceară aprobare de la București, până vine aprobarea de la București. Până și pentru treburile astea da, trebuie cerut. Trebuie cerut aprobare de la București. Atunci hai să întreb altfel. Și aici chiar am întâmpinat... Atunci ce fel de libertate mare una, mă rog, o structură locală? Păi adică, și eu mă totuși... întreb și tocmai asta am cerut. Mi se pare normal ca cei de aici, dacă sunt reprezentanții structurii la nivel național, se poate decide la un moment dat în caz de forță majoră. Da, sună, adică dai competență în fie, celor dar sună care... comic, adică trebuie să cer aprobare și... ca să fac asta, asta. Da, în fine. Din păcate, tocmai din acest motiv, pentru că am cerut această derogare, guvernul a venit și mi-a dat, adică n-a fost de acord, punctul de vedere a fost negativ, nici nu din acest punct de vedere, mi-a spus că ar exista o altă ordonanță, lucru care m-a deranjat foarte mult, și voi lua atitudine la Camera Deputaților, pentru că nu poți să respingi un proiect numai pentru faptul că vrei tu să faci, ca și guvern, o ordonanță care nu mai iese. Cât să mai așteptăm? Păi atunci care e rolul nostru al parlamentarilor dacă nu să facem legi bune pentru oamenii de acasă? Să aștept eu acum că ministerul sau știu cine va ieși cu o ordonanță. Asta a fost motivația reprezentantului guvernului în plen. Și aștept acum la Camera Deputaților, sper să existe înțelepciune din partea tuturor colegilor parlamentari, indiferent de culoarea politică, și îi rog pe toți aceia care au avut probleme cu mistreții să sune parlamentarii care îi reprezintă să voteze această lege. Pentru că este în folosul tuturor și cred că e și momentul să se rezolve. Sute de dosare stau în arhivele acestor instituții, ba pe la primării, nerezolvate că n-au făcut oamenii aceste dovezi, ba pe la gărzile forestiere, ba pe la ministere și oamenii n-au primit despăgubiri. Vă spun sincer și mă ramură și mă sună așa cum oameni cu care am fost în teren, cu care am bătut acolo cultura de la un capăt la altul și am văzut dauna și încă nu sunt despăgubiți. Credeți-mă și am fost acolo și sufăr din acest motiv, am dat zeci de telefoane tocmai datorită acestei legislații pe care încerc acum să o modific.
Proiectul dumneavoastră a trecut prin Senat și este la Camera Deputaților, da. Sau cum e? A trecut de Senat, dar n-a fost... Și Camera Deputaților e... Și Camera Deputaților e decisivă, așa camera, că na, decisivă. Sper că acolo voi mai face puțin lobby între colegii parlamentari să-mi susțină inițiativa. Da, acum, apropo de asta, sigur... Probabil că mulți dintre noi, cei care ne uităm la factorul politic, poate că sunt și alții. Eu am curiozitatea de a întreba totuși, de-a lungul acestui mandat, apropo de proiecte, vari proiecte, nu că au fost ale dumneavoastră sau ale altora, dar ați avut senzația că sunt unii dintre colegii parlamentari, că practic sunt colegi, n-are importanță din ce partide, dar ați avut senzația că sunt unii care... pe care nu interesează proiectul cu pricina, nici nu știu cam cum se învârte, cam ce ar fi și pur și simplu un fel de pai treacă meargă, nu-l votez pe ăsta. Că da, acum ați avut senzația asta? Nu vă întreb, adică nu vorba aceea, nu vă momesc să dați din casă, nu este cazul. Este o problemă oarecum general, aș spune, atâta timp cât în comisiile parlamentare nu se intră pe anumite criterii de profesionale. Adică nu se pun niște condiții, dar pot să fiu într-o comisie, dar să nu fiu de specialitate. Și acest lucru nu este corect și poate ar trebui schimbat încă din modul de funcționare al Parlamentului. Atâta timp cât ești într-o comisie, ar trebui să fii de specialitate. Dar păi tocmai de asta se și numesc este... comisii de specialitate, da, da. Adică logic ar fi că omul să fie da, dar nu este, din păcate, așa este pe tot pe criterii politice se ajunge. Ori, spre exemplu, eu ca și un parlamentar care mi-am pierdut grupul parlamentar atunci când un coleg ne-a părăsit, doi colegi, de fapt, ne-au părăsit, am pierdut grupul parlamentar și cei fără apartenență politică trebuie să ia comisiile care rămân după ce se împart toate comisiile. Deci, în general, chiar dacă ai fi foarte bun pe o specialitate, poate nu reușești să intri pentru că n-a mai rămas loc în comisia respectivă. Dar asta nu te împiedică cu nimic să, spre exemplu, și cazul meu, să mergi la Comisia de Agricultură. Vă spun că merg foarte des la Comisia de Agricultură, chiar dacă nu am vot, dar pot să depun amendamente pe proiecte și fac lucrul acesta, studiez proiectul și încerc să îmbunătățesc un proiect, îmi permite calitatea de senator să îmbunătățesc un proiect prin amendamente. Și o fac foarte des pentru că sunt un parlamentar care îmi place ceea ce fac și îmi place să vin cu modificări și cu amendamente la legi. Mai ales dacă sunt aplicate, dacă spuneți că mai și umblați prin județ și întrebați pe oameni ce și cum, cam ce ar vrea. Da, umblu des. Uitați acum mă voi duce să văd efectele inundațiilor. Că apropo de județ, am făcut și data trecută când au fost inundații și să știți că am insistat pentru despăgubiri. La fel am vorbit ieri cu domnul prefect, care chiar îl felicit că este și el implicat foarte mult în activitatea județului și mi-a spus că deja a făcut o situație, are o situație de data trecută de la celelalte inundații și voi lua, știu eu, oarecum... în sarcina mea această sarcină, zic eu, de a vedea și de a merge până la capăt să se facă despăgubiri pentru, să se primească banii de către județ pentru aceste inundații și pentru aceste pagube. Am făcut interpelare și data trecută când a fost dauna cu gheața, când acele bucăți de gheață au spart parbrizele mașinilor. Da, cam măricele acele bucăți, într-adevăr, și a fost cam mare. Am făcut interpelare și atunci la minister și am solicitat să se ia măsuri de urgență pentru că e... Și a avut efect interpelarea noastră? Da, în general pot să spun că multe din interpelările mele au avut efect. Chiar sunt încântată. De multe ori chiar am satisfacția aceasta că am văzut rezultatele interpelărilor. Sunt bune și aceste interpelări. Sunt și parlamentari care se plâng că uite, domnule, am făcut parlamentari și adică interpelări și parcă vorbesc ca noi, sunt pustiu. Înseamnă că aveți un șarm aparte de a face interpelări sau cum? Am făcut foarte multe și pot să spun că bineînțeles, nu toate. Acum depinde și unde le faci, depinde și de ministru, de minister, de oamenii de acolo. Dar bine, având am peste 70 de interpelări și peste sau 80 de întrebări,
și dacă la 20 au avut efect, să spun că sunt mulțumită. Adică efect, nu doar răspunsuri. Că da. Răspunsuri primești în general, dar sigur că am primit și eu răspunsuri care nu aveau nimic cu întrebarea mea sau nu aveau nimic în comun cu întrebarea sau interpelarea. Și... știți dar, cum ea răspunde o formă exact, de politețe eu... și la urmă da. Nu costă nimic, cel puțin teoretic. Dar până la urmă asta e o modalitate, o posibilitate noastră de a ne exprima ca și senator și profit de absolut toate posibilitățile de a interpela, de a întreba, de a face adrese către ministere și de a solicita. Spre exemplu, a fost cazul școlii de la Borșa, când s-a închis școala numărul 2, parcă era, când mulți părinți m-au sunat și am făcut adrese la minister, am solicitat și uite că a avut efect. Școala numărul 2 funcționează. Școala se închisese, deci ca să lămurim telespectatorii cu subiectul. Era da, era o școală undeva, erau mai puțini elevi și erau undeva la o distanță destul de mare, într-o zonă unde nu erau foarte mulți copii. Erau, nu mai știu exact numărul, dar totuși a se deplasa acești copii 5 km sau 7 km de unde erau, până la școala unde trebuiau să ajungă, era destul de greu, da. Și, adică de ce să nu facem ceva pentru comunitate când școala era acolo și era, cred că, bine, acum depinde cum analizez, că ministerul spunea că da, e mai eficient, da. Trebuie să nu punem întotdeauna numai ce e eficient. Trebuie să punem și faptul că acei părinți și acei copii făceau niște eforturi foarte mari pentru a se deplasa. Da, bine, când altfel vezi un lucru de genul ăsta din birou, da, să spunem. Din birou, deci, da. Da, ok, stau, calculez la rece, mă gândesc că asta vine da, așa, dacă așa, dar sigur... Da, dacă pui pe hârtie să fie doar eficient și nu ții cont de doleanțele oamenilor... E... Deci cum ar veni, demersul acesta a avut succes. Da, și multe alte demersuri aș putea să spun. Printre... Și acum să vă mai spun, pentru că tot e... Suntem la TV Sighet și mi-am adus aminte de un alt proiect pe care l-am susținut de curând și la care sunt co-inițiator chiar, împreună cu colegii din Comisia de Mediu, din care fac parte, am inițiat proiectul DNA-ul pădurilor. Bine că așa îi spunem noi, ca să fie. Și asta pe fondul, în special pe fondul tăierilor ilegale care s-au produs în ultimul timp și aici eu am venit și sunt încântată oarecum că am reușit să dăm drumul acestui proiect, ținând cont că Marea Mureșul e în fruntea acestei liste, da, a tăierilor din păcate ilegale. Și aici... Peste 100.000 de metri cubi de lemn au fost trase de pe fața au pământului, dispărut, au dispărut. Și dacă ne gândim că la nivel de țară, undeva între 2015 și 2018, s-au tăiat ilegal 300.000 de metri cubi și... Da, tot așa niște noi... păduri care au dispărut. Deci și noi avem și undeva, noi avem, am vorba contribuit cu 30% suntem consistenți, da, din aceste tăieri. Să sperăm că va fi efectul bun la acest lucru. A trecut lucru, de Senat, necesar. E la Camera Deputaților, să vedem ce amendamente se vor mai depune și eu cred că este și momentul să plătească penal cei care... Da, este cazul pentru că deja e cam... Pentru că e cam deja, mult. Da, lucrurile au ieșit de sub control și trebuie să... Și știți cum pofta vine mâncând nu doar la lucrurile bune, ci și la hoți. Că dacă vede că se poate, hai domne, că mai furăm da, în pădure, încă păi dată, da, de ce nu? Încă și încă o dată și tot așa ne adunăm, da. O să devenim câmpie. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și, ce să zic, spor la proiecte să aveți. Vă mulțumesc și mult. Și o să mai discutăm despre ele. Da, am să mai vin dacă mă invitați cu mare plăcere. Mai am multe proiecte, în special pe agricultură. M-am axat foarte mult că e domeniul meu de suflet și aici am venit cu foarte multe interpelări, cu foarte multe proiecte. Ei, va trebui și lumea va trebui să le afle, să știe ce și cum. Exact. Mulțumesc pentru prezență. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Puls Politic. Până data viitoare, să auzim numai de bine și să ne revedem cu bine. Cele bune!